Măștile care conțin grafen, deja suspendate temporar în Franța, ar trebui evitate ca măsură de precauție, din lipsa datelor privind toxicitatea materialului sintetic, transmite Agenția de Securitate Sanitară. Agenția Națională de Securitate Sanitară recomandă autorităților publice să acorde prioritate comercializării sau distribuirii măștilor fără grafen, spune agenția în urma unei expertize solicitate de Direcția Generală a Sănătății. Am auzit și eu, nu știu, e foarte, cum să spun, gravă treaba dacă lucrurile stau așa. Pentru că și așa e un chin ca să le purtăm, să mai fie și toxice, vă dați seama ce se întâmplă pentru organism. Eu nu cred că toată viața am lucrat cu mască, că am lucrat în sistemul sanitar. Și deci, dacă nu m-a afectat până acum, nici acum la 65 de ani nu mai mă afectează. În aprilie, Canada a fost prima țară care a menționat potențialele riscuri ale măștilor care conțin grafen. Au fost scoase din uz ca măsură de precauție. Măștile cu grafen fabricate de compania chineză au fost suspectate că ar cauza probleme pulmonare. Am auzit și eu că nu e bun cu masca asta, dar să dispară. Dumnezeu să lucreze, să dispară, să nu mai existe așa ceva. Dacă ni s-a oferit să o purtăm, cred că e bună. Nu? Că dacă nu ar fi, am fi lăpădat-o sau am fi locuit-o ca eu la țară cu o bazma legată așa prin curte, pe nu știu unde. Dar cred că e material bun. Asta se poate. Că dacă o țin 2 ore la gură, lasă firișoare din ea spre gură, spre nas. Așa este. Deși datele disponibile nu evidențiază situații îngrijorătoare de expunere, ANSES consideră imposibilă evaluarea riscului pentru sănătate. De fapt, constată o lipsă de informații legate de grafenul utilizat de producători și despre toxicitatea acestei substanțe, în special pe termen lung.